Uite, o idee pe care o putem încerca și noi acasă! Stella Popescu mi-a povestit prima dată despre magazinul ăsta. Field of Dreams se numește, Câmpul Viselor, frumos nume, un magazin unde se vând autografe. Autografele celebrităților, uite, de exemplu, autograful lui Abraham Lincoln se vinde cu 40.000 de dolari, 39.999 de dolari. Obama, autograful lui garantat, certificat, 4.000 de dolari. Cred că Trump e mai scump. Trump se vinde cu 6.000 de dolari. Bună idee! Am putea să o preluăm și noi. Așa cum ei îl au pe Neil Armstrong, cel care a ajuns pe lună, scump autograful, e 25.000 de dolari. Îl avem și noi pe Prunariu, unul din puținii oameni care a ajuns în spațiu. Michael G. Fox se vinde și el 3.000 de dolari. Autografele sunt certificate, sunt garantate, sportivi, vedete, actori. Putem să încercăm și noi la nivelul nostru, acasă. E o formă de respect, e o formă de iubire asta. Uite-l pe Kobe Bryant, autograful lui se vinde cu 29.000, 30.000 de dolari. Mai jos e celebrul Magic Johnson, mult mai ieftin, 1000 de dolari. Mi-ar plăcea să văd la noi, de exemplu, un magazin unde se pot să cumpăr autograful lui Florin Piersic, autograful lui Marcel Iureș. De ce n-am încercat cu ai noștri? Uite, așa cum aici e autograful lui Clint Eastwood pe un afiș vechi, autograful lui Clint Eastwood se vinde aici cu 12.000 de dolari. Mi-ar plăcea să văd în Craiova, de exemplu, un magazin cu autografele lui Jolgău, Balaci, Cămătaru, marile nume ale fotbalului românesc. Uite, acolo în dreapta, acolo cred că e Ronaldo. L-am văzut pe Ronaldo. Se vinde în America europeanul Ronaldo cu suma de 10.000 de dolari. Să preluăm și noi ideea asta. Atenția e o formă de respect. Continuă.